A fost odată ca niciodată. A fost un copac mare și pe lângă el trecea un râu frumos, cu apă curată și cristalină. Și stăjarul nostru își dorea să-i spună apei cât de mult o iubește. Erai mai înalt ca mine. În copilărie, da. Eu aici, în casa asta, am deschis ochii. Aici am crescut. Știu, Sper, asta mi-a și dat atâta putere. Nu știu că tu ești aici. De ce vrei să o vinzi? Eu n-am pe nimeni. Eu sunt prinț, tu n-ai cum să te iei la întrecere cu mine. Atunci eu o să fiu prințesa Ana. Și îți porunce să te dai cu leagănul. Spune-mi, după cine iubești? Mama. Și pe tata. Asta înseamnă că mă iubești doar pe mine? Octav. Octav, e totul bine? Nu merge nimic bine. E rău să îmbătrânești? Dacă stau să mă gândesc, dar știi, nu stau să mă gândesc la asta. Trenul Oriente ne trece prin gara la linia 1. Fugiți, fugiți! Timpul zboară atât de repede. Hai să ascultăm niște muzică. O să fie greu să ne luăm rămas buni. Prințesa Ana, îți poruncesc să rămâi. Și eu îți poruncesc să rămâi, prințul Octav.